Ne-am dehipnotizat, ne-am dat două palme, ne-am dus, ne-am dat cu niște apă pe față, nu ne-am suit pe pervazuri, n-am înnebunit, dar acum mergem direct la mare. Pe plaja de la Mamaia este Mihai Alexandru cu un copil extraordinar de care o să vă îndrăgostiți. Iată-o pe colega noastră Dana și priviți acest copil cu ochi senzaționali și cu o voce când o să vă cânte, vă spun eu, vi se ridică pielea pe voi. Vă ascultăm! Bun găsit, Cristi! Suntem din nou la mare, la soare și cu chef de distracție. Îl avem aici pe Mihai Alexandru, care a luat tot ce se putea de la Mamaia copiilor, adică 4 premii din 5. O avem aici pe Simina Ghioc, a venit special din America să participe la Mamaia copiilor și a luat premiul de creație, premiul întâi la creație. Cum este? Da. Deci premiul întâi la creație a luat Simina, trofeul festivalului l-a luat Cezara Găvruță și încă două fete au mai câștigat, două premii, 4 premii în total am câștigat la Mamaia copiilor, am fost foarte răsfățați. Cristi, vino la mare să vezi ce bine e aici, uite în spatele meu, uită-te să vezi ce frumos e acolo. Simina, cu ce refren ai cucerit tu publicul la Mamaia copiilor? Ne cânți puțin, deci ai niște ochi superbi. Cristi, nu vrei să știi ce e aici. Ia. Alex, să zbor, cu gândul pare mai ușor și din nimic, prin aripi și apoi mă ridic. E atât de normal pentru un suflet hoinar. Bravo! Aceasta e piesa care a câștigat locul întâi. Bravo! Felicitări! Ce facem la mare? Am testat apa? Am testat-o, am făcut și niște filmări pe sub apă, am venit cu Alina, pe care bineînțeles că n-ai găsit-o și știu că asta vrei să faci. Nu știu, s-a ascuns de noi, deci vreau să vină domnul cu soția și soția nu a fugit. Da, a fugit și e pe undeva, dar nu pot să știu pe unde, pentru că se ascunde foarte bine. Facem după aia paparații. Vreau să spun că suntem arși. Deja uite-te la mine, Cristi, cum arăt. În 2-3 zile m-am făcut așa. Iar tu ești foarte alb, nu te văd, dar sunt sigur că ești alb. Dar cum e, de la șezlong până în mare? Apucăm să facem baie sau... De la șezlong până la mare mai e o terasă unde mai bem un suc, ceva, că alcoolul nu mai ține acum la bătrânețe. Ați îmbinat utilul cu plăcutul, ați rămas de la festival puțin în vacanță, câte zile stați? Exact, mai stăm până miercuri, festivalul s-a terminat ieri, ne-am cumpărat vacanță, de fapt am fost în vacanță și am îmbinat utilul cu plăcutul, uite aici la Mamaia, stațiunea noastră de suflet. Am înțeles că mergeți în America să faceți acolo niște festivaluri. S-ar putea să fie și asta, se întâmplă. Simina se va întoarce în America pentru că de acolo a venit, s-au mutat definitiv și văd că acolo deja a scos ochii și sper să nu mă uite. Aia e treaba. Da, eu am fost primul. Și dumneavoastră aveți niște copii talentați. Jonathan, am înțeles că face senzație cu Kira Hagi. Exact. Johnny m-a sunat sâmbătă și a spus că au avut iarăși o reprezentație la Notara, au jucat foarte bine în piesa lor, ei joacă împreună, unul cu altul, Kira și cu Jonathan. Vreau să vă spun că sunt nemaipomeniți, Kira este extraordinar de talentată, sunt niște copii frumoși și vă invit să urmăriți această piesă de teatru, Marta și George. Trebuie să ne puneți o vorbă bună, să faceți și noi un interviu cu ei. Exact. Poate reușim. A șaptea oară, măcar. Da. Sigur o să reușim, în curând. Ce ne mai povestiți? Cum facem? De aici ce se întâmplă de la mare? De aici mă duc acasă, am de montat un clip al Cezarei pe care trebuie să-l lansăm imediat cu trofeul de la creație. După aceea am o grămadă de piese de terminat și cu artiști mari și cu artiști mici. Cu Temișan trebuie să mă apuc din nou pentru că avem mare succes împreună. Da, vine hitul. Și da, vine hit-ul. Valul. Vine valul 4, din păcate ne bagă ăștia în valul 4, dar poate în timpul ăla mai facem și alte lucruri care vor apărea după valul 4. Să dea Dumnezeu să nu fie valul 4. Să dea Dumnezeu. Simina, cum e cu școala în America? Foarte bine. Îți place acolo? Da. Te mai întorci în România? Nu. Păi cum, că acum ai venit, dar ai zis că ai venit la mine. Am venit doar în vacanță. Uite-te acolo să ți se vadă ochișorii frumoși. Da. S-a emoționat Simina. Mai bine se descurcă pe scenă când cântă decât la interviuri și asta e normal. Și la mine la fel se întâmpla înainte. Acum nu mai cânt, să la vorbesc mai bine. Păi, următorul hit, Mihai Alexandru. Cu se Temi. Preconizează cu Temi? Cu ce alți artiști mai lucrați acum? Cu Mimi, adică Luminița Angel, cu Nico, cu Temișan, cu... Habar n-am, că pot să...
să se simte unii nebăgați în seamă, dar acum nu vin. Copiii, pepiniera mea, Alma e pepiniera și a făcut treaba acum la Mamaia Copiilor de a-mi pleca cu o grămadă de premii. Dar copiii dumneavoastră pe lângă actorie, cu muzica? Jonathan este la a doua facultate, acum la al doilea conservator. Johnny, care joacă... Că sunteți foarte mândru de... Așa. Da. El deja face acum a doua facultate la conservator la compoziție muzică clasică. Mărioara mea m-a făcut bunic a treia oară. Am o nepoțică minunată. L-am pe Mario, care e cel mai mare și, și el m-a făcut bunic de la început cu doi băieței. Cu ce să mă mai laud eu că nu mai îmi vine acum ce să-ți mai zic. Păi cum? Mă laud cu o vacanță splendidă aici la Mamaia. Avem inspirație, soare mare, exact. Compunem frumos aici, nu? După aceea o să plec cu Temi la munte, vedem ce facem și pe acolo. Ce premii au luat copiii la festival? Le dați și premii în bani sau doar diplome și atât? Cum îi motivăm să meargă mai departe? La unele festivaluri sunt și bani, numai că noi suntem, când fac parte din juriu, sunt juriu, nu mă ocup de aceste aspecte administrative. Iar aici, la Mamaia Copiilor, am fost un concurent la creație cu atâția copii, unde am fost răsfățat. Câți bani ar trebui să scoată din buzunar un părinte ca să poată susține copilul în această lume muzicală? Cred că foarte mulți bani. Ca să se vadă, să fie vizibil. În primul rând trebuie să aibă o piesă bună, după aceea un videoclip, o promovare, un PR și nu mai știu, multe, da. Îți doresc să devii superstar în America? Da, foarte mult îmi doresc. Cine este modelul tău de afară, de artist? Ariana Grande. Normal. Da. Foarte frumos copilul, doamnelor și domnilor, mulțumim foarte mult lui Mihai. O să ne vedem cu bine cu ei la București.